You're always searching for a better thing. Wanna replace. Să filmez să le arăt ce bine ești? Nu. De data asta. Râd cu fratele meu pentru că este foarte sexy. Este încălțat cu niște papuși de casă, roz din aia pufoși și are și șosete negre, din care este așa niște picioare păroase. Deci este un deliciu total, este un sex simbol în viață. Asta pentru că am ieșit un piculeț în recunoaștere. Vine mașina? Ce? Am ieșit un piculeț în recunoaștere. Suntem într-o zonă undeva departe de casă, dar suntem cu mașina și o să ne urcăm în mașină curând și după aia mergem spre casă. Dar am venit aici pentru că erau în zona asta niște livezi, brasule. Niște livezi foarte frumoase pe care le-am văzut eu data trecută când am fost și care erau semi-înflorite atunci. Și știu că e un soare foarte puternic, va trebui să mă iertați. Și mi-am zis eu atunci că n-are rost să mă apuc să fac poze acum, să aștept mai bine să înflorească cum trebuie, după care abia atunci să mă apuc să fac poze. Și numai bine că acum când am venit, sunt câteva săptămâni de când am fost ultima dată în Buzău, și acum când am venit, ce să vedeți, nu mai sunt flori deloc. Deci s-au scuturat cu totul. Astfel încât am găsit doar niște liliac pe care l-am luat, care miroase foarte, foarte frumos. Sunt așa lilieși din ăștia sălbatici, adică nu sunt ai nimănui și de principiu zona asta este destul de pustie, adică mai vezi câte o căsuță așa din când când părăsită, abandonată, vai de capul ei. Dar nu e o zonă locuită, e destul de liber. A, ce bine că un pic de umbră și mă vede și pe mine. Bun, cu ocazia asta zic și eu bună ziua, sau bună dimineața, sau bună seara după caz, ca să știți, o să fiu aici câteva zile și am zis să încep un daily vlog, dacă tot s-a ivit ocazia și cred că și anul trecut am făcut sau cu 2 ani, cred că am filmat de Paște fiind în Buzău. Așa că o să respectăm tradiția, zic, să mirosim niște liliac și să ne jucăm cu căței pe care poate i-ați văzut. Deci avem niște căței noi. Mă rog, sunt proaspăt fătați. Au o lună de când sunt fătați? Cam așa, cam o lună. Sunt așa de mici și de jucăuși. Sunt așa niște chestii, n-au nici măcar un kilogram. Și sunt foarte timizi, foarte speriați. Ăla maroniu este mult mai speriat decât cel negru. Ăla maroniu este, de fapt, băiețel, nu? Mm-hmm. Și cea neagră este fetiță. Și sunt așa niște jucării din astea pufoase și drăgălașe pe care îți vine doar să le pupi și să le iubești și pe care ți le-ai dori să le ții așa cu tine tot timpul aproape. Numai că ăla maro, v-am zis, e un pic mai timorat și nu prea poți să te apropii de el în orice situație, în orice ocazie. Dar lasă că ne ocupăm noi și de asta și vom avea grijă să ne iubim ca în filme. Bine ceva? Da, așa, dar a fost un succes total. Experiența de la livadă asta, să dau asta mai încet, că se aude radio prea tare, iar ăla se buțe, iese puțin în continuu. Așa vreau să... Vine ceva? Ei, nu mai văd, am. Hai că avem timp, zic. Țac. Pac. Mergem acum să spălăm mașina, pentru că am o mașină foarte, foarte murdară. Având în vedere că zilele trecute în București a plouat foarte tare, nu știu dacă ați auzit, dacă ați fost, în fine. A plouat foarte tare și a plouat cu ceva o mizerie, o mâzgă. A plouat la fel și la Buzău? Da, nu știu, la mine s-a murdărit de la copaci, adică a plouat pe copac și după copac s-a scurs cu mașina. Super, e minunat. Da, nu, acolo n-a fost de la copaci, a plouat efectiv cu ceva mizerie. Și mașina mea este în ultimul hal de murdară.
și așa încet, dar va trebui să mă suportați așa până când fac și încheierea pentru ziua de astăzi. Este târziu de tot în noapte, e aproape 2 și vorbesc încet, baricadată iarăși în bucătărie ca să nu trezesc pe nimeni pentru că se doarme cam pe în fiecare cameră a casei ăsteia, așa că încerc să mă abțin din a verbaliza prea înalt, adică fără tonalități din astea ridicate ca să nu trezesc pe nimeni. Sunt semi-demachiată, cred că nu m-am demachiat bine, cred că mai trebuie să mai insist un pic pe la ochi și relativ obosită, dar e așa de bine când sunt acasă. Am mâncat destul de mult, deși m-am ținut de alimentația mea, n-am intrat în nimic altceva, nici nu am pofte de nimic altceva, iar ai mei pare să că deja se obișnuiesc cu ideea și nu m-au mai insistat așa de tare, dar cum, dar să nu mănânci tu de aia, dar să nu mănânci de aia, dar am făcut de aia, dar... Adică a fost foarte ok astăzi, doar mâine nu știu exact cum va fi, pentru că mâine o să mă duc la bunica mea. Bunica mea, știți voi. Și acolo o să fie un piculeț mai complicat, unul la mână că... Mi-este foarte greu să o refuz, mi-este foarte greu, spre imposibil să o refuz și doi la mână pentru că m-aș simți prost, pentru că a pregătit alimente din astea de Paște și ea oricum, chiar și dinainte de când era sănătoasă, avea treaba asta că dacă nu mâncai ceva ce spunea în față și de multe ori ne îndopa pe toți, dacă nu mâncai însemna că nu e bun, că nu ți-a plăcut ce a făcut ea acolo și ei îi place super mult să gătească. Întotdeauna i-a plăcut să gătească, cu toate astea a fost o femeie foarte slabă toată viața ei, pentru că ea nu prea mânca din ceea ce vedea, adică a avut grijă să ne îndoape pe toți, pe mine, pe taică, pe mătușime, pe toată lumea, dar ea nu prea mânca și uite, o chestie pe care nu v-am spus-o este că eu când eram micuță eram un copil destul de dolofan, așa, turturiu, nu grasă, nu cred că am fost niciodată un copil gras, nu știu, pentru mine gras depășește niște kilograme în plus, dar vreau să spun că nu am fost un copil neapărat șnur cât timp m-a crescut bunica mea, cât timp am fost hrănită de ea. Eram așa cu fălcuțe un pic căpufoasă, ca să zic așa, asta pentru că mă hrănea în continuu, cum mă prindea, îți mai dau ceva, mai fac o prăjitură, hai să mai fac un sandwich, hai să-ți mai dau de aia, dar nu mai vreau o porție, da? Nu ți-e foame, mai mâncăm ceva, e seară, o carne de lapte cu cozonac, beton, și mâncam în disperat. În fine, astea sunt alte povești, nu e o problemă, dar vreau să spun că și acum tot așa este, e genul ăla de om care spune și îți mai dăm cu o tată și te mai întreabă, dar nu mai vrei și aia, dar mai vrei și aia, dar ce-ți mai dau, dar să mai fac și o cafea, dar nu-ți mai pun și o prăjitură, dar mai vrei și niște dulceață și tot așa. Și știu sigur că mâine o să fie tare dificil cu mâncarea și nu prea știu cum o să coordonez toată treaba, să vedem ce, cum o să facem. Nu am stabilit un program pentru zilele astea, nu știu exact cum o să mă împart, cert este că trebuie să o văd pe toată lumea și mai ales trebuie să o văd pe ea. Dar astăzi a fost simpatic tare, deci doamne, m-am jucat cu cățelușii aia, e prima dată când îi văd, pentru că au, cred că au o lună de când sunt fătați și sunt la noi de vreo săptămână sau două, ceva de genul cei doi pui pe care i-ați văzut, cel negru care e fetița și cel maroniu care este băiețelul. Și sunt așa de iubitori și de simpatici, sunt tare, tare micuți, sunt așa niște chestii pufoase, după cum am zis și mai devreme, super ușurele, dar numai iubire. Sunt niște pulcărași așa pufoși, plini de iubire și vin și te popă și latră pe lângă tine, sunt așa răi, îi vezi cum te mușcă cu dințișorii aia lor micuți și... mai multe înțeapă, nu poți să zici că te mușcă, dar se joacă, evident, și latră și mai dau și câte o lăbuță și apoi și te spală, te pupă așa pe ochi. Deci sunt tare simpatici. Mie chiar îmi plac super mult și câinii. Știu că voi mă vedeți mai mult prin preajma pisicilor, pentru că eu am pisici acasă, dar motivul nu este că aș prefera pisicile în defavoarea câinilor. Adică mi-ar plăcea să am așa o haită, dacă s-ar putea, și de câini și de pisici. Nu doar de asta, aș vrea să am și vaci și capre și voi și iepuri și... Gide și șobolan nu-mi scârbă, deci sincer, n-aș avea o problemă. Singurele animale, sau nu știu, reptile de care mi-e scârbă sunt alea care se trăsc, șerpi, viermi. Astea nu-mi plac. Mă rog, dar oricum nu le-aș vrea rău nici așa, doar că nu aș vrea să mă apropii de. Și ce vă spunem cu câinii și cu pisicile? Mie mi-ar plăcea super mult să am și câini. Atâta tot că prefer pisicile, pentru că sunt animale mai independente, nu trebuie să le scot afară zilnic, chiar de mai multe ori pe zi, și mă simt mai puțin vinovată știind că i-am lăsat în casă atunci când eu plec, comparat cu un câine. Mă gândesc că un câine ar avea nevoie de mai multă atenție și nu aș avea cum să-i ofer și n-aș vrea să chinui un animal în felul ăsta. Sigur, dacă stai să te gândești că totuși sunt animale în adăposturi, cred că mai degrabă le-ai ține în casă decât să le lași într-un adăpost. E adevărat și asta, dar deja mă afund într-un subiect. Ideea este că am preferat să am pisici, tocmai pentru că sunt mai independente, dar cu toate astea mi-ar plăcea foarte mult să am și câini. Și m-am jucat cu pufoșii a doi, m-am jucat și cu pufosul ăla mare, mai, deci cățelul ăla are niște lăboanțe imense și...
Poate ați observat că în vlogurile anterioare pe care le-am filmat la Buzău, cred că am și menționat eu pe undeva că mi-era frică să mă apropii de el, că nu cumva să mă muște, pentru că e, nu e agresiv, dar când îl vezi atât de mare și cu lobonțelele imense și când îl vezi că latră, poate nu la mine, dar poate latră pe cineva, mi-era un pic teamă. E, de data asta chiar ne-am împăcat, ne-am acomodat și ne iubim, nu doar că ne iubim, m-a spălat, m-a bolos și m-a rezolvat și ne-am luat în brațe și ne-am pupat și l-am scârpinat și l-am îngâiat, adică cred că deja suntem la un nivel de confort în care nici mie nu mai mi-e teamă de el și nici el, dacă o fi avut vreodată sentimente de necunoscut așa, în ce mă privește, cred că deja a lăsat garda jos și putem să fim prieteni. Deci m-am pupat și cu ăla, cu motanii, cu pisicile, nu mai zic, chiar mă uitam acum, mă uitam după motanul ăla negru pe care l-am avut în casă mai devreme, m-am jucat cu el, dar la un moment dat l-am dat afară pentru că începuse să-mi iau unele la ușă și zic că avea și el nevoie. Și l-am dat afară și acum mă uitam de el, voiam să-l bag iarăși în casă, să dorm în casă cu mine, dar nu-l mai găsesc. Pentru că a plecat după pisici, probabil, bagabant. A plecat, cine știe pe unde Dumnezeu o fi, o fi pe la vecini, poate îl găsesc mâine dimineață. Așa că fără motan pentru mine. Acum, cred că o să mai bărsăunesc un pic, că mai am de finalizat niște chestii pentru vlogul care va intra duminică. La momentul la care îl veți vedea voi pe ăsta, cred că deja l-ați văzut, l-ați disecat, probabil l-ați urmărit, l-ați puricat, am și vorbit pe el și așa mai departe. Dar este vorba despre un daily. Un daily pe care l-am filmat săptămâna trecută, cu ceva, cu niște bunătăți vegane, cu niște prăjituri care au fost super bune, cu întâlnirea cu fetele din Topshop, mă rog, și alte bălării de genul ăsta drăguțe din rutina mea cotidiană. Așa că trebuie să mai puricesc un pic la el, să fac un text acolo frumos, să pun niște link-uri, să mă asigur că e totul la locul, după care cred că o să mă culc și eu. Mâine, la când mă trezi, n-am, cum am zis, nu am un program, vreau să mă și odihnesc un piculeț, având în vedere că e vacanța asta prelungită și să mă bucur de câte zile voi sta pe aici. Cum 1 mai este liber, am avut grijă să-mi leg câteva zile de concediu, deci dacă Paștele este pe 28, 29-30, legat cu 1 mai, sunt 2 zile acolo ca să fie fluid așa și să fie liber, astfel încât o să stau un piculeț mai mult, deci nu plec duminică. În mod normal, când vin la Buzău, stau un weekend și am plecat luni, sunt înapoi la București sau duminică seara, după caz. Dar acum nu o să mai fie nevoie și cred că o să stau un pic mai mult, nu știu exact cât, să vedem cam în ce toane sunt și cum sunt și eu cu treburile, cum mă organizez. Dar da, vă scutesc acum de umbrele astea superbe, mă vedeți, așa sunt un pic de Batman, mă duc să-mi dau jos și mi-a mai rămas pe aici pe la ochi, că am senzația că am mai rămas pe țintă, termin ce am de editat, mă culc și vorbim mâine dimineață. Momentan, noapte bună, pupici, ne auzim în câteva secunde, bien sûr. După cum mi s-a semnalizat de către o anumită mamă și un anumit frate gras, eu am dormit cu pantalonii de pijama pe dos, așa cum o vedeți și voi. Deci bluza este pe față, pantalonii sunt pe dos. Unul pe față, unul pe dos. Neața, sunt în grădină, în o grădină părintescă, cu niște ghivece în cap și cu fața asta și cu părul nepieptănat. E suficient de cald afară cât să-mi beau cafeaua în aer liber, adică suntem în grădină, chestia asta nu este acoperită, e chiar plăcut și poate mă vedeți că sunt și mânecă scurtă. Și am aici așa lângă mine cafeluți. Am aici și în fața mea un frate gras care mă asistă și stăm și punem țara la cale cu pisici, cu căței, cu bunici, cu mămici, cu tătici, cu tot pachetul. Bine, ei sunt mai pe la distanță pe undeva, aici sunt doar eu cu fratele. Am dormit foarte bine până pe la ora 10 și jumătate, cam așa, deși m-am culcat destul de târziu după ce am terminat de vorbit cu voi. Că undeva jur de 3 și ceva și aș mai fi dormit, dar am senzația că sunt pisici pe sus, nu-i așa, că s-a auzit o bubuitură. Deci dormeam eu ce dormeam și la un moment dat aud BUM! Zic, ce naiba? Mă trezesc și după aia s-a mai auzit ceva, dar erau pisicile cu siguranță. Nu mi-au un auz sau ceva, dar probabil că sunt pisici undeva pe pod și se trântesc și bubuie și... Na, se întâmplă și de astea. Dar altfel e tare, tare frumos afară. Bunica mea este pe sectorul cozonaci. Cozonaci, pască, ce face acolo? De toate, da. Ouăle sunt făcute, v-am și arătat ieri câte ceva. Acum e pe dulciuri. A făcut niște ciorbe, nu știu ce a mai făcut. Fripturi, ce a mai făcut acolo? Da, drop. Da, mi-a făcut și mie un drop din ăsta așa pentru oamenii care nu mănâncă carne. Cu legume, adică exact aceeași compoziție, numai că l-a făcut folosind cartofi, nu carne în el. Și o să vedem ce pot să mănânc și eu zilele astea, ce sacrilegii o să comit, având în vedere că nu prea o să mănânc
de alea obișnuitele. Bine, cu fripanele oricum nu mă omoram eu, friptura de miel nu, în niciun caz, niciodată. Dar da, iar astăzi cred că o să stăm așa pe acasă, nu cred că facem nimic de principiu, să vedem, poate mai ne învârtim pe aici prin zonă puțin, dar altfel nu avem nimic în plan, nici nu cred că e deschis ceva prin oraș. Nu cred că o să fie de pamează. Nu știu. Să vedem. Da, să vedem. Așa că o să fim cât se poate de caznici, nici nu știu dacă mă machiez și mai probabil să rămân cu fața asta așa, nepeptănată. Sunt bine. Așa. Ce simpatice sunt astea cu căței. Trebuie să stea în lumină. În afară? Nu m-am uitat care sunt. Nu, el este. El este. Bagă-l acolo. E singurul, să știți. Așa. Uite-l cât e de încruntat. Da, m-am cu bâta mână. Mi-e bade pe toți. E singur. Da. Păi atunci... Ai spus să le-au pus la sigilat. Da, el pe la negru. Am un pai. Bagă acolo. Sobra. De fiecare dată ascult muzica prea tare și evident că nu mă puteți auzi. Dar i-am lăsat pe ei mei acasă, m-am mai și aranjat un piculeț, sunt singură deocamdată și mă duc înspre bunica mea, bunica mea aia bolnavă. Nu știu cum să vi le prezint. V-am mai zis că am două bunici. Dacă v-ați mai uitat la mine, de principiu știți la ce mă refer. Bunica mea cu cozonace, cu prăjiturile, bunica mea forță. Și mă duc și la ea, că ieri am fost destul de obosită și nu prea am mai fost în stare să fac și chestia asta și oricum nu eram aranjată. Am vrut să-i și cumpăr ceva și n-am reușit ieri. Dar astăzi sunt pusă la punct cu toate treburile, așa că mă duc și la ea. Mâine nu știu exact cum o să mă împart, dacă o să stau acasă, dacă o să stau la ea, dacă o să stau și acasă și la ea. Habar n-am, dar cert este că trebuie să ajung și acolo și mă gândesc că m-aș duce până la piața de flori să-i cumpăr un buchet, dar nu știu ce Dumnezeul eu mai fi acolo, pentru că fiind după amiază e foarte posibil să fie închis, că în Buzău nu prea funcționează piața de flori toată ziua până seara și având în vedere că mâine e Paștele, mă îndoiesc destul de tare că mai găsesc pe cineva la ora asta. Dar o să mă duc să văd despre ce e vorba, dacă reușesc să cumpăr un buchet de flori. Și dacă nu reușesc să cumpăr, o să văd. Mă duc așa și o să rog pe mama, pe tata, care poate să-i cumpere un buchet de flori din partea mea zilele următoare, pentru că se apropie și ziua ei de naștere. La începutul lunii mai este ziua ei de naștere, face, cred că 75 de ani, astfel încât, na, trebuie neapărat să mă duc acasă cu ocazia asta. În rest, să știți că mi-este foarte cald, în mașină mi-este foarte cald, pentru că afară e o temperatură tare plăcută, sunt 20 de grade și e fain așa de stat în aer liber, efectiv, ceea ce am și făcut. Și ieri și astăzi am stat mult în aer liber cu frate-mi și mai ales cu căței ăia. Deci nu știu cum vedeți voi vlogul ăsta, dar eu am senzația că ei sunt atracția vlogului. Îmi pare rău că v-am zdruncinat așa. Ei sunt atracția vlogului și noutatea totală și sunt așa de simpatici. Deci îmi vine să iau cu mine acasă, să iau cu mine la București, să-i duc acolo la Blănoși. Mă dau seama ce kiloman ar ieși, că nu cred că le-ar plăcea.
fel de fluide. Filmez de pe telefon, nu știu dacă vă dați seama la calitate, dar filmez de pe telefon, nici nu știu unde ar trebui să mă uit, unde e camera, mai exact, pentru că mi-a murit bateria la camera mea, aparatul foto pe care îl folosesc pentru filmare. Am filmat destul de mult, am filmat niște părți pe care nu o să le includ în vlogul ăsta, le-am filmat așa mai mult pentru mine, că așa cum am mai zis de câte ori mă duc acasă, nu știu cât o să mai am ocazia să fac chestia asta și să o prind, să o filmez, la bunica mea mă refer, evident, să o filmez în viață. Am o stare relativ proastă, de asta m-am și oprit un pic aici la umbră. Am o stare relativ proastă, așa că e cu totul alt om față de ce știu eu și cu toate că e în starea asta de vreun an, un an jumate, cam așa, nu m-am obișnuit, că bunica mea care m-a crescut pe mine, arăta cu totul altfel și avea altă energie și era cu totul alt om. Și în momentul în care iubești un om, iar el nu mai e cel pe care îl iubești și îl vezi că suferă, te doare. Și nu e niciodată confortabil pentru mine când vin acasă și o văd așa. De asta am și simțit nevoia să plec. Că nu mă simțeam în largul meu neapărat acolo. Am stat la masă cu ea, am stat... Nu mult, adică oricum mi-a fost dificil cu mâncarea pentru că știți probabil ce mănânc eu de ceva timp și de principiu am vrut să mă țin de alimentația mea acasă la ai mei, la părinți, unde mă duc acum, am mâncat ce mănânc eu, ce mănânc și la București întotdeauna, adică fără lapte, fără carne, fără ouă, fără nimic, dar aici când mi-a zis că a făcut cozonac pentru mine și că a făcut pască și se uita la mine așa, dar nu mănânci nici de astea, eu care eram leșinată după cozonac, bineînțeles că a trebuit să mănânc și ținând cont de chestia asta și că nu știu cât timp de acum încolo să mai am ocazia să mănânc din cozonacul și din pasca ei, chiar nu am niciun fel de remușcare. Dar
Am o senzație așa foarte aiurea. Am stat după ce am mâncat, am ciugnit câte un ou cu ea și am mâncat, doar cozonac și pască de miel, nu m-am atins, eu oricum nu mâncam niciodată, că nu pot. Nici nu-mi place și n-aș fi putut să o mănânc. Dar după ce am mâncat, ne-am uitat prin poze vechi, are o cutie cu niște poze foarte, foarte vechi, unele dintre ele sunt de la 1850 și ceva, fiind vorba de neamurile noastre, de atunci, sunt străbunicii ei, dar rămite ai mei. Și ne-am uitat prin ele și vorbeam așa cum făceam noi când era ea mai tânără și eram și eu mai mică, evident, ne uitam prin ele și o întrebam, mama, e, dar aici cine este? Și îmi spunea că, a, stai să vezi că aici este tanti, nu știu care, verișoara lui mămica, lui nu știu cum. Și mi-a povestit de fiecare în parte, poze mai vechi, poze mai noi, mă rog, le-am luat pe fiecare și am făcut așa cum făceam atunci. Și după asta m-am uitat iarăși prin niște scrisori vechi, am filmat o parte, nu știu ce o să inserez în vlogul ăsta, dar probabil că vă faceți așa o idee. După care m-am uitat prin scrisori vechi, era o parte trimisă de tata cât a făcut armata, apoi m-am uitat prin niște acte și mi-a plăcut foarte mult că am ajuns undeva într-o zonă a unor hârtii care nici măcar nu știam că există. N-am răscolit niciodată pe acolo, cu toate că am obiceiul ăsta, întotdeauna când mă duc acasă stau și mă uit prin tot felul de chestii. Și am răscolit pe acolo și am găsit un certificat de căsătorie care era emis sub regatul României. Cred că pe ăla l-am filmat și o să inserez aici. Mi s-a părut ceva așa, mamă, wow, ceva din pe vremea când România era regat. Și era un certificat de căsătorie, cred că al bunicilor ei. Deci vă dați seama, e vorba de bunicii mei și tot așa mai erau niște certificate de naștere, niște certificate de căsătorie, niște certificate de deces, adică niște chestii și chiar mă uitam pe ele. Ce mi s-a părut super interesant e că am aflat cu ocazia asta de numele următoarei generații după străstrăbunici. Chiar vorbeam cu bunica mea și mă gândesc de multă vreme că aș vrea să fac un arbore genealogic pentru noi, atât cât putem să mergem mai departe și i-am zis bunica mea nu doar de asta cu arborele, dar și de pozele alea, că trebuie să notăm pe undeva cine sunt oamenii din pozele alea, pentru că în momentul în care, Doamne ferește, nu va mai fi ea, astea se vor pierde, nu știe nimeni să-i recunoască pe aia, sunt morți de 100 de ani unii dintre ei și nu neapărat că ar fi ceva important, dar e vorba de origini, de originile mele, iar mie mi-ar plăcea să le cunosc, măcar așa, ca titlu informativ. Așa că aș vrea să ne ocupăm de chestia asta și... Mă rog, am stat de vorbă, am plecat la mine cu un joc de loto foarte vechi, am uitat să vă zic și de la vă spun acum. Mi-a povestit ce era cu el, că tot așa l-am avut în casă de o groază de timp și m-am jucat cu el cât timp eram copil, chiar mi-a părut rău că m-am uitat că pe niște cartoline din alea de loto mă zgălisem cu markerul când eram micuță și... am întrebat-o, dar de ce m-ai lăsat? Și mi-a zis, păi da, și ce era să fac? Erai copil, voiai să te joci. În fine, îmi povestea de jocul ăla de loto, că îl are de când era ea copil, atunci i-a fost dat de o doamnă, o doamnă care atunci avea 80 de ani, deci doamna aia care avea 80 de ani prin anii 50, îl avea de la începutul secolului, deci de la 1900, și l-a făcut cadou ei și fratelui bunică-mii, adică bunică-mii și fratelui bunică-mii. De jocul ăla are undeva mai bine de 100 de ani, e foarte, foarte veche, dintr-un lemn așa foarte vechi și dacă ați observat undeva pe spate, are un ziar lipit, un ziar în limba franceză, pe care n-am apucat eu să-l studiez foarte atent, dar am întrebat-o dacă mi-l dă la București și mi-a zis că da, că pot să-l iau fără probleme, că oricum nu face nimic cu el și mi l-a dat pe ăla. Am plecat cu el și de asemenea, ceea ce cred că n-ați văzut, am plecat și cu un acordeon. Porbagaj. Aveam în boxă la bunica mea un acordeon primit pe care îl țineam de multă vreme acolo, n-am vrut să-l dau, adică nu m-am utilitate pentru el, că nu știu să cânt la el, dar am zis, lasă-l acolo că poate e bun, poate fac ceva cu el, ceva drăguț, poate mă duc într-o zonă de asta creativă cu pozele și acum tot așa m-a întrebat și de ăla, dar nu vrei să le ieși pe ăla? Zic, hai, tu nu faci. Așa că l-am băgat, l-am în porbagaj și pe ăla. Da, și în rest... Ne-am pupat, ne-am îmbrățișat, am stat de vorbă, o să văd cum fac cu florile alea, cumva să rezolv că astăzi nu i-a deschis nici măcar un aprozar pe aici prin Buzău, n-ai unde să te duci, mai ales la ora asta, dar o să mă interesez cât de cât să văd, poate cumva reușesc o livrare, să-i trimit printr-un curier sau vorbesc cu ai mei, să iau un buchet de flori, nu știu exact cum o să fac. Dar da, cam asta a fost... la momentul de față și acum o să mă duc înspre ai mei. Mâine nu știu exact dacă o să filmez, că mâine e Paște și aș vrea să stau cu ei cât mai mult, nu neapărat să mâncăm și să ne culcăm, dar vreau să stau și eu cu ai mei și nu cred că o să filmez prea mult. Bine, hai să nu mai declar nimic și vedem mâine ce și cum o să fac, dar mâine aș vrea să fie așa o zi dedicată familiei. Prin urmare, vedem ce mai facem astăzi, iar mâine oricum o să vin iarăși la ea, dar pentru moment simțeam nevoia să mă detașez așa un pic, că
că nu-mi face mie bine, e mai puțin important, dar nu-i face nici ei bine să mă vadă așa, mai ales că mai are niște momente așa de tristețe, de cum să vă zic, simțeam că mă podidesc pe mine lacrimile și voiam să mă depărtesc ca să nu mă vadă, nu de altceva. Îmi povestește și mai aduce așa aminte că mai știi când erai mică și alergai după mine și spuneai și îți luam ciocolată și adică niște chestii din astea care sunt destul de dureroase pentru mine, pentru oricine e în situația asta. Bun, gata, hai că mă apucă iar. O să pornesc la drum acum, am nevoie să pornesc și aerul condiționat, că este foarte cald, de mașina încinsă, așa că mă duc înspre ai mei și revin la căței pisici și ce... Mă tot învârt, nu știu cum să stau ca să mă vedeți totuși. Din partea asta este soarele care stă sapună și deja v-ați prins ce fac, sunt la poze, evident. Stă soarele sapună și este super puternic la momentul ăsta, astfel încât mă vedeți așa foarte spălăcită. Dar eu sunt, să știți. Am ieșit un piculeț, în recunoaștere, evident, să facem poze cu lantera pe care îl vedeți. L-am găsit, din fericire n-a fost nevoie să mergem foarte mult pentru că este sezonul lor și am văzut o groază chiar și drum spre și acum așteptăm să fie lumina aia perfectă, care ar trebui să fie mai bună ca cea de ieri. Adică nu sunt atât de mulți nori, sunt foarte puțini, astfel încât ar trebui să prindem culorile alea frumoase ale apusului în plină fază, să fie așa roșu, oranj, culori din alea sâncerii, violet poate, ar fi foarte bine. Pe de altă parte, eu sunt foarte sexy și știu că m-au zis probabil cu un vâjuit îngrozitor pentru că bate vântul foarte tare și tocmai pentru că bate vântul și este atât de frig, sunt cu parpalacul frate meu pe mine și am o rochie pe dedesubt. Pozele ar trebui să fie ceva așa frumos, o nostalgică, romantic, cum îmi place mie să le fac. Am luat și o pălărie cu noi, avem și un coșuleț acolo. Sunt încălțată cu niște papuși de gumă, dar hei, asta este pe aici. Nici nu prea știu ce altceva ar trebui să mă încalț prin pământul ăsta. Trec câteva mașini, sunt și câțiva câini. Prin urmare, suntem protejați, BGS-ul este cu noi. Ne-am băgat în mașină, că mai e de stat măcar 10 minute și e frig. E destul de rece și am deja mâinile și picioarele reci. Așa că o să mai stăm aici un piculeț. Dar vedeți ce frumos cade lumina? E așa o lumină caldă care vine din partea aia. Sper să iasă ce vreau eu, pentru că perioada asta cu apusul soarelui sau, mă rog, cu răsăritul, în funcție de cum preferă fiecare, reprezintă un interval foarte scurt când lumina este aia perfectă, caldă, pe care mi-o doresc eu, în culori foarte frumoase. Și trebuie îndepliniți mai mulți factori. Trebuie să ai o anumită poziție, să nu fie nori și să prinzi atunci, să fii pe fază, momentul ăla, că nu știu, cred că un sfert de oră durează toată treaba. Așa că suntem aici, pe felie, și sperăm că o să iasă bine. So come and hide with me. Deja, foarte sexy, cu părul proaspăt spălat, încerc să-l prind, după care vorbim imediat și vă povestesc ce și cum, că am senzația că n-am mai vorbit de sâmbătă, iar astăzi este marți. Am venit, sunt echipată foarte sexy, așa cum poate m-ați văzut, nu știu că m-ați văzut și pantalonii, dar să știți că sunt bine de tot, nu știu că voi oripila neapărat, dar vă prezint că sunt foarte sexy, mă vedeți, da? Sunt în pantalonii lui frate meu, dacă vreți să știți, pantalonii sunt ai maică-mii, iar tricoul este al lui frate meu. Asta pentru că atunci când am venit, când am plecat spre Buzău, eram cu rochița aia roz foarte frumoasă de la ASOS, m-ați văzut voi. Și ca să ne familiarizăm cu peisajul, deja auziți blănoșii cum se joacă. Mă rog, eram cu rochița aia foarte frumoasă roz și în momentul în care am ajuns acasă la Buzău, eram transpirată toată, transpirasem în ultimul hal, astfel încât a trebuit băgată la spălat. Și acum la plecare, eu iarăși am vrut să mă încoțopenez. Numai că mi-a zis maică-mea că ce-i, ai nebunit, iarăși vrei să te îmbraci frumos ca să ai după aia de ce spăla? Ia-ți ceva, mai niște joarse, ceva așa de îmbrăcat pe drum și vedem noi când e de înțolit ca lumea. Dar acum n-are rost, adică mai cobori undeva pe drum? Nu, deci e doar traseu. Așa că sunt senzou, curăsă, abrasă, sunt bine, bine de tot.
Dar da, m-am întors și înapoi acasă pentru că am și eu doi copii blonzi care trebuie și ei hrăniți, pupați, iubiți și tot acâmul. Momentan văd că se distrează maxim după ce au avut un piculeț grijă de mine odată ce am ajuns. Ne-am pupat, ne-am iubit, le-am dat să mănânce, au stat cu mine așa, ăla că ne-am drăgălit. Cred că vreo jumătate de oră au avut chef de mine, mai multă la mic, adică mai mult Poirot, Rumbu nu mă tolerează, știți că el este doar când vrea el, după chefurile și poftele inimii lui. Iar după m-am organizat un pic, am așezat puțin pe aici cu ce am venit de la Buzău, adică oalele de mâncare, ciorbele și așa mai departe. Și acum luasem lângă mine acordeonul ăsta ca să vi-l arăt, că știu că n-am apucat. Vine într-o cutie din asta și știți că e destul de veche, de prin anii 60, dacă am înțeles eu bine. E destul de vechi și evident că nu am nicio utilitate pentru el, fix nicio utilitate, dar va fi util pentru ce poze vreau să fac. Cred că v-am mai spus și probabil ați observat și voi de la an la an niște, sper eu, îmbunătățiri în ceea ce privește fotografiile pe care le postez pe Instagram. Cred că Instagram este platforma pe care o folosesc cel mai mult pentru poze. Pe YouTube e cu video, pe Instagram folosesc partea de poze și am încercat, așa cum v-am mai zis, să mă perfecționez, să explorez noi idei, noi concepte, să, nu știu, învăț alte tehnici de editare, alte metode, nu știu, de fotografiere, alte unghiuri, alte concepte și așa mai departe. Și cu acordeonul ăsta chiar am niște idei interesante pe care sper să le pun în practică, practică cât de curând, astfel încât m-am gândit că e o idee bună să le iau cu mine la București. Așa că să facem unboxing? Ce zice să unboxing la una? Acordeon vechi, poate mă simțiți că sunt într-o dispoziție foarte bună, sunt prăpănoasă, așa, nemachiată, nimic, doar părul ce l-am și eu curat, spălat, dar în rest, n-am făcut nimic. Acum să văd dacă mă descurc să-l deschid la... Da, sunt un pic depășită, dar încercăm. Nu mi-a făcut, domne. Tata mi l-a curățat, mi l-a așezat, că era super prăfuit și mă bucur de data asta totuși că nu simțiți mirosul, pentru că a stat săracul închis undeva în boxă. Aha. A stat închis undeva într-o boxă timp de niște ani, astfel încât a prins un miros din ăla de vechi, de rânce, de nu miroase prea bine. Dar dacă îl țin la aer și am de gând să-l țin la aer, ar trebui să fie ok. Ia să vedem, pe interior e cu catafea. Știu că nu vedeți, dar încerc și eu pe cât posibil. Uai, ce urmă miroase! Da. Da? Deci avem acordeon. Nu știu dacă mi-l pun bine, mă-l așez acum, dar eu încerc. Și dacă ne întâlnim la metrou, să lăsați acolo, atenție, o bomboană pentru fata. Glumesc. Deci, cam așa, nu? Și începe acum, tânca, se mărită, tânca, de-alea. Da? Cu orez în cap, iar am aici și o, un caiet de muzică. Vedeți? Caiet de muzică. Cu note, chestii, nebunii, bine, sunt depășită. Dar de poze va fi foarte mișto. Uite așa, domne. Na, că am făcut și unboxing la acordeon. Să mai zic că cineva că eu nu diversific la mine pe canal. Unde mai vedeți voi, măi, fetelor? Unboxing la acordeon. Și cu mirosuri din astea. Pe asta trebuie să-l scot undeva afară. Nu știu exact unde, pe scara blocului mie, că se fură. Dar poate îl duc undeva afară. Bun. Că l-am lămurit și pe ăsta, o să-l pun deocamdată aici. Îl lăsăm așa. Ce vreau să vă mai zic este încheierea pentru clipul ăsta, pentru clipulețul ăsta de Paște. A fost unul cât se poate de casnic, relaxat, nimic extraordinar, dar în perioada asta eu cred că e vorba despre liniște, despre familie, despre bucurie sufletească și petrecut timp cu ai tăi. Nu am făcut mare nimic altceva, atâta tot că am mai fost prin oraș, dar și atunci am fost cu ai mei. În rest, zilele trecute, însemnând luni, însemnând duminică, am stat doar cu ei, oricum n-aveai unde să te duci în Buzău, că v-am zis, e tot închis pe acolo, deci este singura totală, am un păr foarte sexy, mai ales duminica, deci n-am avut pe unde sub nicio formă, doar așa că ne-am plimbat de acasă la e-mail la bunica, de la bunica acasă la e-mail și în rest am stat cu toții, am mâncat, am vorbit, am dormit, am pisicit, am cățeit, ne-am bucurat așa unii de prezența celorlalți, cam ăsta a fost paștele meu. Și acum, na, trebuie să o luăm de coadă. Eu deja am ceva de lucru, o să mă apuc, dar înainte de a mă apuca, Game of Thrones, tată, că nu m-am uitat la el încă, am așteptat să ajung acasă ca să nu întrerup activitățile de familie, pentru că ai mei nu se uită, nu știu despre ce e vorba, așa că am așteptat să ajung acasă la mine. Prin urmare, după ce închei cu voi, abia aștept să văd episodul, pentru că am tot văzut spoilere pe net și eram așa taci, nu știam la cine să mai intru. De fapt, mi-am spus că săptămâna viitoare cred că nu mă mai uit la story-urile nimănui, nu mai intru deloc pe Instagram, nu mai intru pe Facebook, nu mai vreau să văd nimic, nu mai vreau să intru pe internet ca să nu am parte de spoilere. Iar voi, Game of Thrones
fans, știți la ce mă refer, știți cât este de dureros, așa că mă voi îndrepta într-acolo. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, că sunteți aici, că vă uitați la clipurile mele în general. A, și uite, cu ocazia asta să vă anunț și cu digitalul. Nu știu dacă ați văzut pe Instagram, că am zis eu ceva acolo, am zis pe Instagram, am zis pe Facebook. Pare se că anul ăsta am 5 nominalizări la Digital Divas pe 2019 și uite că nu m-am organizat să vă fi povestit eu treaba asta de la început, că acum ar fi mult de vorbit și dacă mă apuc acum mie că stăm aici până dimineață. O să facem asta, să văd cum o organizez. O să încerc să fac chestia asta pentru clipul care va intra înaintea ăstuia pe care îl filmez acum, astfel încât să nu lălăi. Prin urmare, sper să-mi iasă, dar acum doar vă readuc în atenție că am 5 nominalizări la Digital Divas, am fost propusă de voi, bănuiesc că eu nu m-am înscris anul ăsta și sper că la momentul la care vedeți clipul știți deja de ce nu m-am înscris și am lămurit lucrurile, dar voi participa. Voi participa, că așa este bine. 5 nominalizări, vă las link în descriere pentru votare, nu trebuie decât să vă introduceți acolo adresa de e-mail, iar din momentul în care v-ați introdus adresa de e-mail, vă vor trimite ei un link de votare la adresa aia pe care ați trimis-o. Intrați acolo și veți vedea că acele categorii la care sunt eu nominalizată sunt undeva în josul celorlalte. Nu trebuie să votați la toate, sunt vreo 14 cu totul, nu trebuie să votați la toate, dacă nu cunoașteți oamenii, dacă nu vă interesează, nu trebuie, dar dacă aveți plăcerea, dorința, cheful, bună dispoziția să participați cu un vot acolo pentru mine, pentru timp alea bani, se știe că premiile astea, dacă vor fi, sunt ale noastre și mulțumesc cu ocazia tuturor celor care ați votat. Dacă aveți dorința, plăcerea, cheful, timpul și așa mai departe, vă las link în descriere, intrați acolo, acordați niște voturi pentru Digital Diva of the Year, People's Choice, Best Fashion and Beauty YouTube Account, Best Fashion and Beauty Instagram Account și Best Beauty Blogger. La astea 5 am eu categorii. Nu știu de ce fac așa cu 10, pentru că sunt doar 5. Dacă să știți, asta ar fi. Gata, m-am lăsat. Mă duc la Game of Thrones. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Tricoul meu sexy, patronul meu și mai sexy. V-am lăsat. Mulți pupici și ne vedem data viitoare. Pa! Da! Am înțeles, e bun! Yeah.